aproape freestyle. Am pus câteva idei pe scenariu și am făcut video pe loc. Nu puteți să analizați acest clip, e un video de vibe și balance și de râs. Toată lumea se joacă Fortnite. Fortnite este un joc extrem de popular în zilele noastre. Bine, zilele noastre dacă te uiți prin 2018 așa, că cine știe cât o să mai fie popular. Este clar, acest joc este foarte jucat deoarece este foarte bine făcut, este distractiv și are o grafică mirobolantă. De fapt e gratis. Nu, de fapt. E gratis. Nu-i doar asta, uite, de exemplu, la noi este așa jucat pentru că... Îl joacă Cristi Munteanu. Nu doar el. Și Vlad Munteanu, care face clickbait cu fata aia din videourile lui Chila. Bă, nu, e un fel de PUBG mai desenat în care poți construi așa și te lupți cu ceilalți pe același principiu de bază, supraviețuirea. Deci trebuie să faci cam același lucru ca în PUBG și ca în Minecraft, e un fel de combinație. Deci dacă ești copilaș și mătă e zgârcită să-ți ia PUBG, dă-i și joacă Fortnite. Și când te gândești că noi pe vremuri jucam metin de rupeam. Jocul ăsta nebunie lumea, bă, toată lumea se joacă de la cel mai mic copil până la Zlatan Ibrahimovic și Drake. E bine să zicem că prin acest joc s-a făcut într-un fel trecerea de la generația Minecraft la noua generație. Adică, cine nu a jucat Minecraft, să fim serioși? Și cine nu a jucat Hunger Games în Minecraft? Ceva de genul e Fortnite, doar că un pic mai complex, un pic mai mult. Bă, cine a făcut jocul ăsta m-a auzit că s-a chinuit 6 ani de zile. Foarte mult, dar într-un final a ieșit ceva foarte bun și profitabil pentru ei. Poate cea mai bună alegere a celor care au făcut jocul este că au ales să fie gratis. Asta cu siguranță l-a făcut cel mai jucat joc din lume. Ăsta a fost și principalul avantaj în fața altor jocuri ca PUBG, care e 30 de euro pe Steam, sau H1Z1, care anul ăsta a devenit și el moca. Cam târziu, băieți, cam târziu. Cel mai jucat mod e Battle Royale, modul ăla în care 100 de jucători se aruncă dintr-un autobuz pe mapă. Din noi 100 de jucători rămâne 1, pe modul Hunger Games din Minecraft. E genul ăla de joc care te ține așa în suspans pentru că nu știi de unde vine adversarul. Dar diferența față de PUBG e combinarea cu Minecraft-ul, poate de asta este preferat de toată lumea. Adică poți să și construiești, dacă cineva trage în tine, poți să-ți pui în față un zid sau o căsuță și gata, ai unde să te ascunzi. Odată ajuns pe primul loc, eu cred că o să se mențină mult timp acolo, pentru că cui nu-i place un joc popular, mai ales dacă e gratis. Eu sincer am intrat doar o dată în el și nu m-a impresionat, adică are animația aia gen Overwatch sau Team Fortress, care pe mine nu prea mă atrage. Dar asta nu înseamnă că e nașpa, poate într-o zi o să-i mai dau o șansă și o să-l descarc din nou, până atunci rămân la PUBG. Da. Da, man. Video ăsta e făcut în jumătate de oră, oră maxim, ca să înțelegeți arneala. Eu ar trebui să nu mă mir să-l las să se întâmple, scuzați-ne că vă întrupem, dar e incredibil că am dat video ăsta pe YouTube. You fucking realize, man. Yeah, we got this, man. Yeah. Trăiască lumea lui Dedo și abonaților. Dacă nu v-ați prins, să știți că era vocea mea.